Oameni buni, bine v-am regăsit la o nouă ediție din Secretele Brașovului. Haideți că a venit și vara, s-a încălzit afară, așa că putem discuta despre probleme de mediu, parcă mai relaxat acum. Și avem, zic eu, un interlocutor cu care am avut o discuție foarte interesantă în urmă cu câteva luni de zile deja, sunt de atunci, despre mediu și despre tot ce înseamnă modern, nou și probleme, de fapt soluții în zona de mediu. Și îl salut pe această cale pe domnul Ionuț Orin Banciu, expert pe probleme de mediu și totodată și fost consilier la ceea ce a însemnat primăria Brașov, al primarului Brașovului pe probleme de mediu. Bine ați revenit la Secretele Brașovului! Bine v-am regăsit! Mă bucur să fiu din nou în acest dialog interesant pe teme de interes pentru oamenii din Brașov și nu numai. Deja problemele de mediu, sau nu problemele, nu-mi place să spun probleme, pentru că întotdeauna știu când am discutat cu dumneavoastră, ați venit cu soluții și atunci eu aș zice problematica, hai să o spunem așa, să fie mai largă, sau tema asta de mediu, este foarte actuală în momentul de față, mai ales cu toată această pandemie și poate că ar fi fost frumos și bine să o luăm noi chiar mai din vreme, noi oamenii, da? Până la urmă nu e târziu niciodată atât timp cât se poate. Și știu că sunteți, după ce ați lucrat și pe Brașov, v-ați concentrat și v-ați dus și către localitățile din jur. Și Zărneștiu știu că e localitatea, una din părțile care vă atrage așa ca un magnet. Da, bineînțeles. Zărneștiu este orașul meu natal. Acolo am crescut, acolo am primit educația din familie. Mama mea a fost educatoare în oraș, tatăl meu a lucrat în industrializarea lemnului. Și am făcut primele 8 clase acolo, după care am urmat școală pe științele naturii, silvicultură și așa mai departe. Am ajuns să mă ocup de probleme de mediu sau de, cum ai spus, de tema mare de mediu, care include foarte multe aspecte. Bineînțeles, un aspect principal sau pe care m-am focusat au fost pădurile, dar în ultima perioadă tema pădurilor este o temă care este inclusă în temele de mediu de interes la nivel local, european și mai departe. Și la Zărnești, într-un colț de rai, când discuți despre mediu, discuți despre acasă, discuți despre planetă, discuți despre mediu înconjurător. Cred că, apropo de criza asta COVID, trebuie să învățăm să ne reconfigurăm relația noastră cu natura, pentru că se pare că una dintre cauzele acestor pandemii este relația noastră stricată cu mediul înconjurător. Mergem din ce în ce mai mult în zonele sălbatice, le utilizăm din ce în ce mai intens și cumva natura ne lovește înapoi prin aceste pandemii, care mare parte din ele, s-au făcut studii recente, provin de la contactul prea des cu animale sălbatice. Și aceste animale sălbatice, se pare că liliecii, dar nu numai, sunt niște vectori foarte importanți pentru toate aceste boli, nu numai COVID, dar și alte boli ca Ebola, care au făcut ravagii în lume. Deci o discuție despre mediu este o discuție despre noi, despre sănătate, în primul rând, și despre tot ceea ce ne înconjoară și de unde ne tragem energia, resursele, mâncarea și așa mai departe. Sunt și suprafețe, e un concept foarte la modă, pentru că e foarte nevoie de el, cel de regenerare urbană. Sunt suprafețe destul de mari acoperite cu construcții părăginite, ceea ce a lăsat până la urmă industria comunistă și vedem foarte multe lucruri și în Brașov sunt cazuri, sunt fostele uzine. Puțină lume cunoaște că acolo vorbim de betoane, vorbim de uleiuri toxice turnate ani și ani de zile acolo. Și Zărneștiu a fost o platformă industrială importantă. Nu știu cum mai este acum în momentul de față. Din păcate, da, am văzut proiectele Brașovului pe tema asta și nu pot să nu te inspiri din aceste povești de succes. Am avut discuții cu primarul George Scripcaru pe teme de mediu, am văzut că foarte multe din ideile pe care le-am discutat deja se concretizează într-un termen destul de scurt. Discutăm de
planul de calitate a aerului, discutăm de regenerare urbană în zona Rulmentu, unde se va face un parc, cel mai mare parc care s-a construit recent, poate în țară, câteva zeci de hectare. Discutăm de o centură verde, de o șosea verde care va lega obiectivele importante din oraș cu centru, cu zone de interes, de cumpărături sau de petrecere a timpului liber. Discutăm de o nouă rețea de senzori de calitate a aerului. Toate aceste proiecte sunt proiecte care se pot aplica în orice oraș, chiar și într-un oraș la altă scară, ca și orașul Zărnești, unde există preocupări pentru probleme de mediu, există interes pentru zone de petrecere a timpului liber, pentru parcuri, și unde exact așa cum ai spus, pe o platformă industrială uriașă pentru zonă, unde lucrau peste 12.500 de muncitori, se poate face un proiect de regenerare urbană în care să regândești spațiile pentru a le integra armonios într-un oraș care crește. Da, e uzina, a fost uzina 6 Mate, actualmente Compania Națională Romar, secția de la Dohan, s-a degradat. Este un spațiu care nu mai este utilizat nici de către industrie, numărul de muncitori a ajuns la sub 500. S-a încercat un parc industrial care nu a avut succes, a fost, din punctul meu de vedere, un eșec. Sunt încă multe spații care pot face obiectul unui proiect de regenerare urbană frumoasă în care să redai oamenilor care atunci munceau în zona respectivă, să redai acest spațiu pentru petrecerea timpului liber, pentru alte activități. Bineînțeles, o parte o văd neapărat dedicată creierii de locuri de muncă. Adică este nevoie de asta. Zărneștenii fac foarte multă navetă și aici văd exact conexiunea între Brașov, Râșnov, Zărnești, pe o axă din asta de proiecte integrate, pentru că Zărneștiul a fost izolat, din păcate, și văd, inspirându-ne din proiecte care funcționează, concrete, reale, care au fost și finanțate sau în curs de finanțare, putem să gândim ceva similar și în orașele din jur, ca să facă parte dintr-o reală zonă metropolitană, în care componenta de mediu să fie o componentă importantă, pentru că este despre noi, despre oameni și despre sănătate, bunăstare și un nivel de trai decent într-un secol 21. Discutam la întâlnirea precedentă despre acea amprentă a fiecărui om prin care el poluează. Și un aspect pe care acum în pandemie l-am văzut dezbătut în mult mai multe emisiuni, de către mult mai mulți oameni, parcă lumea a început să fie mai atentă. Știu că și în Brașov se monitorizează, sunt niște senzori de calitate a aerului, există un proiect important în jurul Brașovului. Cum s-ar traduce asta? Eu tot timpul m-am întrebat și în zonele din prejur și aici stau și mă uit că sunt zone de tranzit, dacă ne uităm la Bran, de exemplu, dacă ne uităm și Zărneștiul, până la urmă este în zonă, că localitatea natală. Trec foarte multe mașini și aici oare nu ar fi interesant să vedem și zonele astea, că noi ne concentrăm foarte mult pe Brașov. Bun, și aici avem explicații. Când e iarnă, când se lasă, mă rog, și nu mai insist acum pe zona asta. Dar oare și în zonele din jur? Că eu dacă stau și trec o dată la un moment dat prin Bran sau prin zone și văd cârdul ăla de mașini care stă bară la bară acolo, păi atunci oare nu poluează și acolo? N-ar trebui să ne concentrăm și pe zonele din jurul Brașovului? Exact. Eu văd soluția asta. Soluțiile funcționează doar integrat. Când discutăm de mediu, nu ne putem gândi la centru județului sau la orașele mari. Masele de aer circulă, oamenii circulă și atunci problemele pot să fie similare sau chiar mai grave sau le putem exporta, să zicem, de la Brașov în alte zone. Așa este. Branul, Zărneștiul sunt zone în care, de fapt, nu știm care e calitatea aerului. Oamenii au senzația sau, dacă întreb pe cineva, percepția este că aerul la Zărnești este extraordinar de curat. Au fost și probleme cu poluări generate de industrii. Se folosește foarte mult lemn de foc încă, care generează o poluare cu dioxid de carbon, pe care nu o percep decât primăvară, iarnă, toamnă, când se folosesc. Eu simt asta când ies în curte, în perioadele în care oamenii se încălzesc. Există trafic cu mașini în zone virgine, aș spune, da? Sau foarte frumoase, ca prăpăstile Zărneștiului. Se întâmplă în weekend acolo, sunt zeci de mașini
nu mai e nicio plăcere să alergi sau să mergi cu bicicleta, pentru că trebuie să fii tot timpul atent la șirul la lung de mașini. Oamenii s-au învățat să vină cu mașina, dacă se poate, până în vârful muntelui. Deși sunt bariere puse, se duc și zona Fântâna lui Bodrog, dau un exemplu acum, este super aglomerată în weekend. Aici trebuie să ne gândim la un plan de mobilitate, pentru că circulația și traficul, că e public, da, transportul public sau transportul individual, generează poluare, generează, mai ales pe drumurile neasfaltate, praf și pulber, deci toate aduc o contribuție negativă la calitatea aerului și implicit la calitatea vieții. O legăm mult mai mult de ce se întâmplă cu COVID-ul. Deci această criză trebuie să ne facă să înțelegem că aerul, da, COVID-ul este o problemă gravă respiratorie, generează niște probleme respiratorii. Lucrurile sunt legate. Într-o zonă poluată, oamenii sunt mai predispuși la boli pulmonare, există statistici pe tema asta, și atunci trebuie să ne gândim într-adevăr ce se întâmplă peste tot, nu numai în orașele mari, ci și în orașele mici, unde traficul intens sau mai puțin intens poate să genereze aceleași probleme. Pentru asta cred că e nevoie ca aceste rețele de senzori să fie peste tot. Eu mi-am propus ca și proiect o amplasare de senzori, cum am văzut că se întâmplă la Brașov, pentru că trebuie să știm exact care sunt problemele. S-ar putea să nu fie probleme cu oxizii de azot, dar s-ar putea să fie probleme cu dioxidul de azot sau cu pulberile, mai ales în zonele unde nu avem asfalt și unde întreținerea carosabilului, spălarea nu se face corespunzător. Astea sunt toate probleme care generează o calitate a aerului pe care chiar dacă nu o percepem noi, că nu trebuie să miroasă urât aerul ca să fie poluat. Aceste pulberi foarte fine ajung până în cele mai mici particele din plămânii noștri și nu ne fac bine. Din potrivă sunt dăunătoare. Iar tot ce înseamnă mediu, da? Că discutăm de managementul deșeurilor, că discutăm de mobilitate, modul în care oamenii circulă. Astea trebuie încurajate pe suprafețe mari. Degeaba am eu un spațiu verde frumos în Brașov sau am transport ecologic în Brașov, dacă în jurul Brașovului se circulă cu aceleași autobuze care sunt... Nici în mașina ta nu poți să stai în spatele unei autobuze de celălalt. Trebuie să gândim soluții integrate și zona asta metropolitană este o oportunitate. Pentru că aici poți aduce proiecte integrate și aici... văd o soluție să scrii proiecte la tine în localitate care să fie corelate cu proiectele regiunii. Dar nu trebuie să fii împotrivă sau regiunea se duce într-o direcție și tu rămâi izolat sau tu scrii niște proiecte care nu au nicio legătură cu restul. Nu mai merge. Astea sunt lucruri care trebuie corelate, integrate. De asta dialogul și din experiența asta de 6 luni pe care am avut-o, am înțeles că, de fapt, asta este singura cale pentru a ne dezvolta împreună. Armonios, ținând cont de impactul activităților noastre asupra mediului. Este și o parte bună, apropo de COVID. Acum s-au făcut calcule că din cauza faptului că, sau datorită faptului că nu s-a mai circulat foarte mult cu mijloace de transport în comun, deplasările au fost interzise, impactul asupra mediului a scăzut. Și există zone unde, în orașe unde s-au îmbunătățit calitatea aerului, tocmai pentru că oamenii nu au mai circulat atât de des cu mașinile. Poate că ar trebui să învățăm ceva și de aici și să nu plecăm, ne vom însănătoși. Această criză va trece cu siguranță mai bine sau mai rău pentru diferite zone sau diferite comunități, dar trebuie să învățăm ceva din toată această criză. Pentru că trebuie să învățăm că putem trăi și cu mai puțin, putem să facem, să ne aprovizionăm din apropierea localităților și asta va genera și o bunăstare în localitatea respectivă, pentru că eu încurajez un producător local, și va reduce și transportul necesar aducerii alimentelor de la distanțe foarte mari, care și el are un impact ecologic, pentru că acolo se transportă cu camioane care consumă carburanți fosili și care poluează și ei. Deci grija asta este grija, de fapt, pentru noi. Oamenii, în general, când se gândesc la mediu, îmi spun, da, tu te ocupi de mediu, un domeniu, un gust, nu ne interesează. Mediu despre noi. Mediu este despre ce mâncăm, despre cum trăim, despre cum ne încălzim. Facem parte din mediu. Omul este parte din mediu. Este o specie în acest lanț, în această mare rețea vieții, cum îi spunem noi la organizația unde lucrez. Da, exact la asta mă gândeam acum, că și eu când mai pronunțau în anumite discuții, întrebam lumea la ce se gândește sau cu ce asociază mediu și inevitabil se duc către păduri, către lemn, către aer, către apă și acum... Da, trebuie să revenim cumva în partea asta reală și mă gândeam la ceea ce spuneați apropo de axa pe Brașov, Râșnov, Zărnești sau în zona aceasta.
zona metropolitană a Brașovului care s-a extins și mă uit acum cât de bine face transportul public în comun, care a legat lucrurile astea și care, zic eu că chiar mă uitam cât de mult a rezolvat, vedeam exact cum spuneați niște autobuze, n-are importanță, erau private alea, dar nu puteai să mergi în spatele unui autobuz de genul ăla pentru că era, eu nici nu știu cum luau avizele de la unde se dau. Era incredibil. Ori acum, mai ales cu aeroportul care va urma cât de curând, anul viitor, să sperăm că îl vom putea deja utiliza, cred că se deschid noi perspective către o arie metropolitană extinsă și către o zonă, dacă vreți, nu știu, mă gândesc de turism, sport, recreative, foarte interesante în jurul Brașovului. Așa este. Brașovul este o destinație, Zărnești este o destinație ecoturistică. Certificată, din păcate, este o zonă relativ izolată. Din cauza asta sau din acest motiv este și o zonă frumoasă care încă nu este intens utilizată sau dezvoltată haotic. Încă se mai poate face o dezvoltare armonioasă a zonei. Numai că nu este suficient. Turiștii stau în medie 2 zile la Zărnești, vă dau un exemplu, pentru că nu există activități, nu au ce să facă. Se duc pe Piatra Craiului, sunt câteva puncte de atracție, după care se duc în alte zone. Și aici văd la fel o integrare a acestor servicii. Suntem într-o zonă extraordinară din punct de vedere turistic. Zărneștiul poate să vină în plus cu partea de sălbăticie, cu peisajele forestiere, cu Piatra Craiului, care este un parc național de valoare recunoscută, deja premiat de către instituții internaționale. Fiecare orășel, fiecare zonă poate să vină cu contribuția ei și poate să fie o mică parte din tot ce înseamnă o strategie integrată de turism la nivel regional și județean, unde turiștii pot sta la Zărnești sau pot sta la Reșnov sau pot sta la Brașov, dar ei circulă în zonă și fiecare zonă beneficiază de pe urma acestui turism. Și aici, iarăși, că revenim la ce putem învăța noi din criza asta. Putem învăța că turismul românesc are un potențial uriaș. Am văzut acum interesul, o să fie niște emisiuni, interesul turiștilor din afară, America de Nord, Emiratele Arabe, Asia Mică, către interesul față de România. A fost un documentar publicat pe BBC, România Sălbatică, a prins foarte mult și oamenii au început să facă legătura între România și un anumit tip de turism istoric, da, de cultură, istorie, culinar, turismul ăsta de biodiversitate, da, pentru că avem încă peisaje, specii, culturi virgine și foarte valoroase încă. Astea trebuie toate promovate integrat. Trebuie să găsim soluții ca orașele care par excentrice să fie integrate în această soluție comună. Nu mai putem să ne izolăm, pentru că izolarea unui oraș înseamnă că el nu va mai beneficia de toată infrastructura care se creează în regiune. Și pe turism, cred că una dintre soluții este să integrăm atracțiile turistice din oraș ca Zărneștiul în niște circuite regionale, astfel încât oamenii să stea o săptămână, două și să aibă ce să vadă, să aibă opțiuni de petrecere a timpului liber. Și bineînțeles să le și dezvoltăm la nivel local. Adică am văzut ce înseamnă un bike park la Brașov care se va construi, am văzut soluții de genul ăsta care atrag sute de mii de turiști pe an în localități din Europa. Astea sunt proiecte pe care le putem aduce în zonă. Și la Zărnești, la Brașov, am văzut că deja este un proiect de bike park, săptămâna viitoare se vor demara lucrările. Sunt soluții pe care cu siguranță le putem aplica și sunt soluții pe care va veni finanțarea europeană consistentă. Se tot vorbește în perioada asta de partea de digitalizare, ca fiind foarte importantă. Cred că ne lovim deja cu toții de ea, e inevitabilă. Cum vedeți rolul acesta al digitalizării în ansamblu de mediu și în ansamblu tuturor activităților care vor urma până la urmă, pentru că nu numai mediu este aici cel vizat. Toată lumea vorbește de digitalizare, oare există și o, nu știu, o capcană a digitalizării, oare e bine să o înghițim așa pe nemestecate, va fi bine, unde ar trebui să ne oprim, pentru că până la urmă, nu știu, lumea se ferește și de un chip implantat în mână. Unii, alții spun că e foarte bine, alții spun că e rău. Unde ar trebui oare ca mediu să înglobeze toată această activitate? Deci eu cred că
Am văzut cât de greu a fost să facem tranziția asta către online, care a fost forțată. Am văzut cum elevii au trebuit să facă, fiica mea a terminat clasa a patra și la un moment dat eram toți trei în casă la Zărnești, fiecare cu laptopul conectat la internet, eu și soția mea muncim de la distanță, avem șansa asta. Fiica mea făcea școală cu învățătoarea care iese la pensie și care a avut un interes personal să învețe și a reușit să-și termine un an important, nu la fel de important ca și clasa 8, dar totuși clasa 4 se termină un ciclu primar și merge pe un alt sistem de învățământ. Se face o tranziție mult mai accelerată către digitalizare și informatizare. O tranziție care ar fi venit, dar care a fost accelerată de această criză. Ea vine cu oportunități și vine și cu provocări. Din perspectivă de mediu, vă dau un exemplu. Faptul că noi nu mai organizăm conferințele față în față, s-a făcut un calcul la organizația unde sunt, se face o conferință anuală în care din toată lumea se duc managerii și liderii și se întâlnesc pe 4.000 loc. Anul acesta s-a făcut online. S-au economisit pe lângă sume consistente câteva sute de tone de dioxid de carbon pentru faptul că s-au evitat călătoriile. Mijloacele de comunicare online, ceea ce facem noi acum, nu ne mai vedem, putem să facem o emisiune de la distanță. Asta se poate face. Noi comunicăm foarte mult online. Sunt și niște capcane. Interacțiunea nu este la fel, e clar. Nu e același lucru să ai o conferință sau o întâlnire fizică și una online. Și va trebui să ne adaptăm treptat, pentru că comunicarea online înseamnă, de fapt, o reducere de călătorii, da? Care înseamnă o reducere de gaze cu efect de seră. În același timp, trebuie să ne gândim la oamenii care, cumva, da, generația oamenii peste 50 de ani, care vor trebui să fie asistați sau ajutați să accepte digitalizarea și informatizarea, pentru că multe locuri de muncă vor cere aceste aptitudini. Și aici trebuie să fim pregătiți, pentru că nu e neapărat vorba de o recalificare. Ai nevoie de o investiție în dezvoltare de aptitudini de genul ăsta digital, în care oamenii să folosească cu încredere toate aceste instrumente care să vină în sprijinul lor. La mediu am văzut exemplu de la Brașov. Da? Senzorii aceștia de mediu vor transmite datele în cloud și din cloud se vor afișa pe site-ul primăriei în timp real. Digitalizarea înseamnă acces la informație de calitate și aproape instant. Asta lipsește. Oamenii trebuie să fie informați. Este o metodă simplă și eficientă de informare prin mediul online. Și să știți că transparența, totodată. E și partea de transparență mi se pare foarte importantă, pentru că, cum spuneați, totul se întâmplă instant. Adică nu mai poți să te ascunzi, să zici e, nu e interpretabil. Exact. Aici, apropo de ce poate să facă administrația locală, am văzut că sunt administrații locale care fac publice ședințele de Consiliul Local. Nu poți să-ți mai permiți să faci într-o sală de ședințe, să inviți oameni care pot. Da, aceste ședințe sunt publice, dar poți să le publici pe internet. Ai înregistrat o emisiune, ai înregistrat o dezbatere online și apoi ai pus-o pe site-ul primăriei, oamenii văd ce se întâmplă și văzând ce se întâmplă, nu mai creează teorii din astea conspirative că cine știe ce se întâmplă prin spatele ușilor închise. Nu, eu văd digitalizarea ca pe o oportunitate, o văd și ca pe o provocare, pentru că va trebui ca pe cei care nu au aceste aptitudini să-i ajutăm, da? Vor fi meserii care vor dispărea. Citeam cartea lui Harari despre noul om, da? Și despre cum vor evolua lucrurile. Sunt meserii care vor dispărea în 10-15 ani. Noi trebuie să ne pregătim de acum. Și nu numai pe cei care trebuie să se recalifice, dar și pe tineri să înțeleagă și să fie îndrumați către niște meserii care vor mai exista și de care va fi nevoie. Pentru că unele vor dispărea. Asta este... Va trebui să ne obișnuim cu această idee și să găsim programe prin care facem această tranziție către digital ușoară și pentru oameni și pentru toți oamenii. Până la urmă, dacă ne gândim și asta, e iară ține oarecum de mediu. Voiam să vă întreb cum vedeți această, ca să cooptez cumva partea asta de locuri de muncă, cu mediu. De ce? Pentru că sunt orașe care se golesc, adică lumea pleacă de acolo, ai mai multe persoane și vezi cum dispar. N-are importanță că pleacă în țară, că pleacă în străinătate, ideea e că pleacă. Până la urmă, e tot vorba de un mediu, ce povesteați. Ei pleacă de acolo, de ce? Pentru că
Nu mai ai valoare adăugată, nu ai salarii bune, nu ai condiții, nu ai etc. etc., etc. Cred că e un lucru foarte important ăsta în condițiile actuale. Da. Mie asta mi se pare cea mai mare tragedie a țării noastre, că am pierdut tinerii, au plecat pentru că n-au avut oportunități. Părinților rămân aici pentru că nu se pot desprinde de țara lor. Tinerii au plecat și, din păcate, nu au existat programe care să-i aducă înapoi. Și mă gândesc la orașul meu, unde s-au pierdut în 5 ani 1000 de locuri de muncă și așa puține. Erau în jur de 4500, acum sunt sub 4000, în jur de 3500 de locuri de muncă. Oamenii pleacă, se mută din orașele astea și se mută dintr-un oraș, Zănești, un oraș atipic. Este un oraș situat într-o zonă naturală foarte frumoasă. Temele de mediu pot aduce joburi, așa numitele joburi verzi. Preocuparea oamenilor pentru mediu și pentru arii naturale protejate și pentru păduri poate genera locuri de muncă și afaceri locale. Nu mai putem spera la reînvierea industriei, cum era pe vremuri la Zărnești, erau 12.500 de angajați numai în 6 mani, dar putem găsi afaceri locale verzi care tocmai asta să facă. Vor veni investiții. Pactul ecologic european votat de Parlament, despre asta vorbește, despre tranziția către o economie verde, o economie care are un impact redus asupra naturii, care va crea oportunități de noi meserii și de noi activități. Trebuie să avem înțelepciunea și să știm cum să atragem fondurile astea și să generăm activități aproape de natură, în natură, și care să ne îmbunătățească tuturor condițiile de viață și nivelul de trai. Bun, ca de obicei, o discuție plăcută și cred că am putea sta de vorbă mult așa. Eu sper să vă am cât de curând din nou în emisiune să mai discutăm, pentru că am și anumite aspecte punctuale și aș vrea să mergem un pic și către cei mai tineri și, mă rog, mai am multe întrebări încă, dar din păcate trebuie să încheiem emisiunea aici. Eu ce-mi doresc este să rămâneți tot timpul aproape de Brașov și de zona din jurul Brașovului, pentru că avem nevoie de oameni care, din punctul meu de vedere, se vede că o fac asta cu pasiune, în primul rând. Și asta e poate cel mai important lucru. Vă mulțumesc pentru prezența la Secretele Brașovului. Mulțumesc și eu și cu mare plăcere o să vin ori de câte ori mă veți invita și putem dezbate și lărgi tema discuțiilor. Așa să fie. O zi bună, mulțumesc. La fel, mulțumesc și eu. Oameni buni, atâta pentru prima parte despre mediu și ce ne înconjoară. Luăm o scurtă pauză și ne revedem.